Ascultă Dana cu povești, ce-ai să vezi cu să găsești, idei minunate și povești unicate, pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți, numai aici, la Dana cu povești. Dana cu povești, hai să citim povești împreună. Salut copii! Bine ați venit în vacanță! Vacanța de vară care a venit cu trenul din Franța, nu-i așa? Vine vacanța cu trenul din Franța și poate chiar călătorim vacanța asta în Franța sau poate altundeva, de exemplu la Roma sau în Atena sau poate chiar la București. Ați fost în aceste orașe până acum? Nu! Păi hai să mergem astăzi, pentru că vă propun ca la o enciclopedie pe lună, luna aceasta, să discutăm despre Europa, despre țările pe care le putem vizita și despre capitalele lor în cartea Țuți și Alesia prin Europa. O carte minunată, scrisă de Liliana Ulea și ilustrată de Cristina Hosu, preferata mea. A apărut la editura DPH, Didactica Publishing House. Cu siguranță o să vă placă această carte, așa că rămâneți aproape și haideți să călătorim împreună! Țuști! Țuții se ridică din pat în 2 timp și 3 mișcări, își scoase pijamaua, inclusiv tichia de pe cap, și își puse costumul de zi, deși era noapte. Alesia se uita nedumerită la el și îl întrebă unde pleacă așa grăbit, tocmai când venise ora de culcare. El îi răspunse pe un ton ștrengar. Adică unde plecăm, vrei să spui? Alesia luă un ton matur, așa cum era de așteptat pentru un copil de 7 ani, și zise... Țuții, eu am doar 6 ani, iar tu ești doar un ursuleț de pluș. Chiar nu cred că noi doi avem multe variante de plimbare, așa, în miez de noapte. Dar Țuții nu se lăsă descurajat de vorbele Alesiei și o anunță de plecare în timp ce gândul îi fugea la un borcan plin cu miere. Draga mea, te rog să îmbraci rochea de serbare și să te pregătești de cea mai mare aventură a vieții tale. În seara asta vom pleca și vom vizita toate capitalele europene. Știi, Europa este continentul în care se află România și încă alte 49 de state. Vei deveni un copil de 6 ani, deștept și năzdrăvan. Dar stai așa, că un copil năzdrăvan deja ești! Îi spuse Țuții chicotind. Țuții, cum poți să spui asta? La școală sunt mulți copii mult mai năzdrăvani decât mine! Spuse Alesia repede, încercând să se scuze, dar nu foarte deranjată de chicoteala lui Țuții. Era ursulețul ei de pluș, îl iubea mult și mereu se distra cu el. Ceea ce fetița nu știa încă despre Țuții era faptul că acesta era un ursuleț magic. Ți-ar plăcea și ție să ai un ursuleț magic? Da? Hai să vedem ce face Țuții. Când gusta din poțiunea lui magică, mierea, el se putea teleporta în orice colț al lumii! Wow! Vreau și eu un astfel de ursuleț, chiar vreau! Deși nu l-a crezut pe cuvânt pe Țuții când i-a spus că vor pleca amândoi în lume, Alesia a vrut să intre în jocul lui și s-a îmbrăcat în rochea de serbare. Țuții, înainte să plecăm, te rog să-mi spui care sunt aceste capitale europene și cum este vremea acolo, ca să știu dacă îmi pun sandale, cizme sau pantofi. Țuții înțelese că este momentul să-i explice cum se va petrece plecarea și cum trebuie să se pregătească. Nu contează ce încălțăminte o să-ți pui, deoarece noi tot acasă vom rămâne, doar că în loc să visezi ponei, așa cum visezi în fiecare seară, o să visezi cu mintea toate capitalele europene. De data asta, Alesia era și mai nedumerită. Se uită încurcată la el și spuse: Dar eu nici măcar nu știu ce înseamnă o capitală europeană. După ce își ridică lăbuțele spre cer și bombăni ceva în limba urșilor, Țuții spuse: Alesia, o capitală este orașul cel mai important al unei țări. Aici locuiesc oamenii care conduc acea țară. Din acest motiv, capitala este un oraș frumos, unde nu te poți plictisi niciodată. Deodată, Alesia a început să zâmbească și chiar să fie interesată de povestea ursulețului ei de pluș.
Păi, dacă tu spui că nu o să ne plictisim, atunci chiar vreau să mergem! Plictiseala sigur nu ne va însoți în această călătorie. O să-ți spun țara și capitala ei și o să ți le arăt și pe hartă, pentru că este mai ușor să le urmărești. Ești pregătită? O întrebă Țuții cu o seriozitate pe care greu o observi la un ursuleț de pluș. Da, te ascult! Îi răspunse Alesia foarte curioasă. Mi-am pus rochia de serbare. Acum hai, hopa, țopa la loc în pat. Dacă o să călătorim doar cu mintea, atunci putem sta acolo comod. Așa e, închide ochii și strânge-mă tare de lăbuță. Așa cum ți-am spus, vom pleca în cea mai frumoasă aventură din viața ta. Sunteți gata, copii? Haideți să plecăm în cea mai frumoasă aventură! Ia uitați câte țări frumoase sunt în această Europa! Continentul unde ne aflăm și noi. Uite, aici suntem noi! În curând, cei doi prieteni au adormit și au început călătoria din vis. Spune-mi, Țuții! Dar n-a apucat să termine că s-au și trezit Paris, capitala Franței. Țuții, e de 1001 ori mai frumos decât în poze. Cât de înalt și frumos este turnul Eiffel. Milioane de oameni vizitează anual turnul Eiffel. Este simbolul Parisului și cea mai cunoscută atracție turistică din lume. Are o înălțime de 300 de metri. Propun să mergem până sus să ne bucurăm de priveliște. Îi spuse Țuții de parcă știa dinainte să ajungă la Paris că Alesia o să fie impresionată de tot ce o să găsească aici. Drumul până sus a fost un pic cam lung, dar când au ajuns în vârf, cei doi prieteni au fost încântați de priveliște. Iar acum, Alesia, fii pregătită! O să mergem în locul preferat de copiii din întreaga lume, Disneyland! Țuții a aruncat praf magic peste ei și au ajuns imediat acolo. Wow, Țuții! Parcă suntem într-o carte de povești! Totul e de basm! Uite, sunt toți prietenii mei! Mickey Mouse, Minnie, Pluto și Albă ca Zăpada! Ascultând-o despre cât de frumos vorbește despre prietenii ei de la Disneyland, Țuții s-a întristat puțin pentru că el nu era un personaj celebru. Era doar un ursuleț oarecare, cumpărat de la un magazin oarecare. Dar după câteva clipe și-a dat seama că este o greșeală să gândească așa, deoarece întreaga călătorie era pentru Alesia și pentru fericirea ei. În plus, știa că fetița pe el îl iubește cel mai mult din întreaga lume, chiar dacă nu s-a născut la Disneyland. Chiar nu avea importanță de unde vine, deoarece era ursulețul ei preferat. Cei doi s-au despărțit cu greu de Disneyland și s-au îndreptat spre... Atena, capitala Greciei! În Atena au trăit unii dintre cei mai mari filozofi ai lumii, precum Pericle, Socrate și Sofocle. Grecia este țara zeilor din Olimp. Draga mea prietenă, știai că în Atena s-a născut democrația? Nu știam, adică eu nu știu ce e aia democrație, îi răspunse drăgălașa de Alesia. Democrație înseamnă că fiecare e liber să facă ce vrea, atât timp cât nu-l deranjează pe cel de lângă el. Aha, adică e ca atunci când ascult eu muzica acasă, dar trebuie să o dau mai încet ca să nu o deranjez pe bunica? E, vezi că ai priceput? Ești o fată tare, isteață, Alesia! Următoarea oprire a celor doi călători a fost în... Roma, capitala Italiei! Ce trebuie să reții, Alesia, este că aici a trăit cel mai mare împărat roman, Cezar. El a transformat orașul într-un loc plin de civilizație și educație. Aș putea spune că este unul dintre cele mai frumoase orașe din lume. Uite, la fiecare pas sunt muzee cu picturi, sculpturi, armuri și artă.
Cei doi au mers la Coloseum, locul unde aveau loc lupte între gladiatori și între gladiatori și animale sălbatice precum lei. Au făcut o pauză pentru o pizza, cu siguranță vă place și vouă pizza, după care au ajuns lângă columna lui Traian. Alesia, acest monument a fost ridicat după ce împăratul Traian a cucerit Dacia. Uite, aici sunt înfățișați dacii, strămoșii noștri. Următorul popas al celor doi prieteni a fost în București, capitala României. Țuți, ne-am întors acasă? Întreabă Alesia, oarecum supărată, crezând că s-a sfârșit călătoria. Nu, draga mea, îi răspunse Țuții, puțin amuzat de întrebare. A venit rândul Bucureștiului să-l vizităm, deoarece și noi locuim într-o capitală europeană. Dar eu cunosc bine Bucureștiul, Țuții. Merg la școală, la teatru, în parc. Am înțeles. Atunci să mergem să vizităm Muzeul Antipa. Este cel mai mare muzeu de istorie naturală din țară și pe locul 5 în topul celor mai frumoase muzee din Europa. Mai întâi s-au oprit la peștera artificială de 20 de metri lungime, apoi au mers în sala insectelor. Nu puteau să părăsească muzeul fără să vadă uriașele schelete de rinocer, elefant, mamut, dinozaur, balenă, morsă sau narval. Cei doi au admirat exponatele, dar s-au oprit la o expoziție temporară despre plastic, o nouă specie de prădător acvatic. Pe diorama interactivă au observat impactul pe care plasticul adunat la întâmplare îl are asupra vieții animalelor acvatice. După ce au ieșit din muzeu, au poposit la Palatul Parlamentului. Ia uitați-l! Țuții, dar eu am fost aici cu părinții mei! Clădirea aceasta este impresionantă! Mi-a spus mama că este a doua camărime din lume! Foarte bine, Isteațo, dar știi că aici funcționează Camera Deputaților și Senatul României? Și acolo este intrarea la Muzeul de Artă Contemporană. Iar acum, draga mea, pune o haină mai groasă pe tine, căci vom merge într-o capitală mai geroasă! Și uite așa, cei doi călătoresc mai departe în celelalte capitale din Europa. Mai țineți minte că te-a spus Țuții că sunt în total 49 de capitale. Împreună astăzi am vizitat 5. Asta înseamnă că mai rămân o grămadă despre care puteți citi și voi dacă cumpărați cartea Țuții și Alesia prin Europa, pe care vă recomand cu mare drag pentru că e posibil să vă dea idei de destinații de vacanță despre care să le spuneți părinților voștri și despre care poate nici măcar ei nu știu. Așadar, sper că v-a plăcut cartea de astăzi și sper să aveți călătorii frumoase vacanța aceasta, dragii mei, și să vă distrați împreună cu familia voastră și cei dragi vouă. V-am pupat și ne vedem luna viitoare cu o nouă enciclopedie. Pa! Vacanța plăcută! Ascultă Dana cu povești, ce-ai să vezi, cu să găsești idei minunate și povești unicate pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți, numai aici, la Dana cu povești. Dana cu povești. Hai să citim povești împreună.